ar fi profilul ascultătorului muzicii Pacifica? De la 14 la 80 de ani. Da, aveți oameni nu știu cât de 80 rezistă de ani care cei de la 80 de ani. Păi noi atât avem, așa. Tocmai v-ați întors din Ardeal, nu? Da. Ați avut acolo două mici opriri. Da, am avut. Și am avut, de fapt, în fiecare săptămână, mulțumim lui Dumnezeu, avem activitate. Lucrul ăsta ne bucură. De fapt, ăsta e cel mai important, pentru că de-a lungul vremii, eu am mai spus lucrul ăsta, totdeauna publicul e cel mai important membru în unei formații, adică el trebuie să cânte primul. Și de foarte multe ori, iată că până la urmă contează foarte mult și activitatea asta underground, chiar dacă televiziunile nu vin să sprijine un fenomen sau radiourile. Nu-i musai, da, e mai dificil. Acum există viață la un anume nivel și dacă te ții acolo, cum faceți voi, și felicitări pentru treaba mulțumim, asta. Mulțumim, mulțumim. Nu este chiar underground, n-a spune că este underground, pentru că, de fapt, și ideea noastră de a apărea cu Best Of-ul are menirea de a limpezi niște lucruri. Erau necesare astea și, repet, nefiind underground în sensul că lumea deja știe la ce vine, nu se duce și... Da. Eu mă referam acum la fenomen, la faptul că sunt de club, la faptul că sunt foarte multe trupe de club care nu ajung să fie promovate de televiziuni și de radiouri și au foarte, foarte mulți spectatori și oameni care plătesc bilet și știu la ce plătesc bilet. Nu e cazul vostru, pentru că lumea știe deja de trupa Pacifica și sunteți un nume important în lumea muzicală românească și în muzica rock. Da, de fapt albumul va fi Leo Iorga și nu este featuring Pacifica, ci este chiar și Pacifica, nu este niciun featuring. Da. Și, repet, tocmai pentru a lămuri anumite lucruri care le voi spune, pe care le voi menționa la momentul potrivit. Noi sperăm cât de curând să facem lansarea acestui album. Materialul este imprimat, în faza de mastering.